Ieri la Conacolarchia s-a desfășurat topul firmelor pe anul 2022 organizată de Camera de Comerț și Industria județului Hunedoara. Tema evenimentului a fost transformarea prin digitalizare. Tema s-a pliat perfect pe activitatea elevilor din cadrul Clubului de Robotică a Liceului Traian Lalescu din Hunedoara, care au venit să-i convingă pe cei mai buni oameni de afaceri din județ să le sponsorizeze munca de cercetare și inventică. La topul firmelor pe anul 2022, la care au fost premiate cele mai bune societăți din județ din 7 domenii de activitate, au participat și membrii Clubului de Robotică Robotics din Hunedoara, cei care au pus județul și România pe harta roboticii mondiale și au obținut anul acesta medalia de aur la competiția globală de robotică First Global, care a avut loc în Mexic, una dintre cele mai prestigioase competiții de profil. Scopul participării la eveniment a fost acela de a demonstra invitații că merită să investească în munca micilor inventatori. Concret, în această seară, cum sau cu ce proiecte vreți să-i convingeți pe oamenii de afaceri că e cazul din Hunedoara, din județul Hunedoara, să investească în copii? Odată să vadă creațiile lor, sunt roboți de la roboți care arată ca jucăriile până la roboți care sunt ceva mai consistenți, care pot deja să facă sarcini complexe, să recunoască obiecte, să le ia dintr-un loc, să le pună într-altul, exact asta veți vedea astăzi, adică de ce să luăm roboți de la alții pentru, știu și eu, manevrări în depozite, când copiii ăștia se pregătesc să facă asta de acum. Anul acesta, topul firmelor a ajuns la cea de-a 29-a ediție, iar la întocmirea clasamentului au participat 12.080 de societăți comerciale hunedorene.